Ardeal sunt dolofane și au afumătură. Oltenii le scaldă în sos de roșii. Iar în Moldova sunt cele mai bune. Azi gătim sărmăluțe și călătorim pe Valea Tarcăului, în județul Neamț. Sarmaua este mâncare turcească, dar cum o face turcul, s-o mănânce el. Ne spune Păstorel Teodoreanu, scriitorul gurmand și singurul poet căruia i-a trecut prin imaginație să închine odă în versuri tocături învelite în varză. Pe voi să descoperiți rețetele lui Păstorel, delicii de înfulecat cu poftă și în porții mari, căci literatura, știm bine, nu pică greu, decât poate acelora cu mintea leneșă. În ediția de azi ne vom ocupa de altă preparație a sarmalei moldovenești. Am cules rețeta de pe Valea Tarcăului, din Munții Neamțului și, spunând asta, iată că ajungem iară la literatură. Despre peisajele acestea cu păduri severe, încremenite în liniște suverană, au scris cu exaltare Sadoveanu, Vlahuță, Hogaș. Acum ne aflăm într-un punct în care altitudinea este de 1300 de metri. Și suntem cam la vârf. Observați dumneavoastră Ceahlăul, îl avem un plan îndepărtat. Acolo Silvic Tarcău administrează o suprafață de 17.400 de hectare de pădure. În teritoriul Ocolului administrăm două fonduri de vânătoare. De regulă vânează vânători proveniți din Germania, Austria, vin din afara granițelor la noi pentru vânătoarea într-un mediu sălbatic, pentru calitatea trofeilor de vânat pe care le avem. Cabana Goșman, unde ne aflăm în momentul de față, a fost construită tocmai pentru a găzdui vânători veniți din țările din vestul Europei, chiar, dar și pentru români. Iar în perioadele când nu sunt solicitări din partea vânătorilor străini, este deschisă publicului pe bază de programare. În această zonă gestionăm și un fond piscicol, cu o lungime de 25 de kilometri. De 3 ani încoace încercăm repopulări. Chiar anul ăsta am adus niște puieți din zona Gurghiului, de la Mureș, din județul Mureș, cu exemplare de păstrăvi indigen. Îi aclimatizăm la noi, îi creștem la o dimensiune în care ei se descurcă în mod natural, să-și găsească hrana, habitatul, să se poată crește și probabil peste câțiva ani o să se poată pescui și pe Valea Tarcăului. Valea Tarcăului e așadar destinația ideală pentru vânătoare drumeții și pentru miraculoase cure de ozon. Dar pentru cure de slăbire, categoric nu. Gastronomia nemțeană e unctuoasă, voluptoasă, nu-i plac pirpiriei. Așadar, gurmanzilor, la sarmale înainte!
seamănă sarmalele din Moldova cu cele din Ardeal, cu cele din Muntenia, da. Și mai mult decât atât, fiecare gospodin are rețeta ei. Care este rețeta dumneavoastră? Da, așa este. Rețeta mea e tot o rețetă tradițională din zonă, numai că eu am adăugat, de exemplu, hrișca, care când era mică, bunica mea spunea, când era ea tânără, când făceau ei sarmale, punea păsat. Întreba ce păsatul? Păi ceva produs obținut din grăunțe, din porumb. Făcea morile de atunci, moara de apă sau... Și scotea păsatul, care era chiar miezul porumbului, și punea în loc de... combina cu orez sau le făcea de post. După aia zice, am folosit hrișca, dar acum nu se mai găsește. Deci o perioadă nu s-a găsit hrișca. După, acum mai recent, de câțiva ani, a apărut hrișca din nou în comerț la noi. Și am zis, eu am citit despre ea, că e foarte, foarte bună, conține foarte multe elemente care sunt mai bune decât orezul, să zic. Și atunci am zis, hai să adaug o treime, cam o treime din orezul necesar rețetei, să adaug hrișcă. Și am văzut că este mult mai bună. Orice moldovean că stăpână pe arta gătitului îți va spune că sarmale ca ale ei nicăieri nu vei mânca. Dar haideți crezare, nane, să-i dăm și rețeta să o notăm. Toată lumea zice, ce pui tu la sarmale astea ți-a așa de bune? Păi zic, pun, uite ce pun, asta ce știți voi. Eu mai adaug acum un pic de făină de porumb, că am văzut că leagă. În fundul cratiții sau vasului în care îl fierbim, punem tot ce apare în grădină, le uscăm, asta pentru perioada de iarnă. Vara punem de astea naturale. Punem cimbru, mărar, tarhon, leuștean, depinde ce părere, ce plăcerea oamenii, că la unii nu-i place. Și cel mai bun e busuiocul. Busuiocul îi dă o aromă deosebită. Și toate astea la un loc și tot ce mai punem în ele, ies niște sarmale deosebite. Asta e varza acră. La mine se păstrează foarte bine varza în butoi până la viitoarea, când punem viitoarea varză. Uitați cât... și iau varză numai de Buzău, special pentru sarmale. De Buzău? Varză de Buzău, da, aia este recomandată. Mă caut, am un comerciant mie, mi-aduce varză de Buzău și aia o pun la murat, care are frunza foarte fină. Când folosesc varza, decupez furunzele de sarmale, miezul folosesc la mâncare, la salată cu varză murată, asta o pun într-o pungă, o pun în butoi și când fac sarmale mă duc și iau numai frunzele de sarmale, așa fac economie. Când vreau să mănânc numai miez, atunci ce fac, să arunc frunza? Deci varză murată, am luat frunze de viță de vie, care le-am strâns acum vreo 3 săptămâni când vița de vie este tânără, și hrean. Dar putem pune frunze de lobodă, frunze de urzică când sunt mari, verzi. Eu le pun, le congelez, le las un pic să vestejească, și după aia le fac așa păpuși, cum vedeți aici, uitați. Deci nu le-am pus nimic. Le las un pic să vestejească și le fac așa și le pun în pungi în congelator. Și le scot, asta este de hrean. Ceapa până acolo tăiam cât se putea de mărunt, cât se putea de mărunt, așa am învățat eu la sarmale. A venit o mătușă de-a mea, zice, eu nu mai fac, nu am timp și nu știu ce, eu o tai pe știșori. Este excelent, o să vedeți. Deci am untit ceapa. Am luat-o de pe plită. Acum începem să punem... Și urmează să facem amestecul. Da, amestecul. Prima dată eu pun orezul, că orezul absorbe, dacă mai este umiditate, dacă ia-i fierbinte acum. Și moaie un pic. Moaie orezul, adică. Așa. După aia punem hrișca. Moldovencele au această mândrie că da, fac cele mai bune sarmale. Da. Acum pun, pot să pun și făina de porumb. Făina de porumb leagă, îmi leagă, spuneați. Da. Acum să punem și condimentele. O să vedeți ce gust bun de nucșoara. Deja miroase foarte bine. Da. Acum pun pătrunjelul.
pun ouăle. Punem carnea. Carne de purcel și carne, carne de vită. Da, carne spate de purcel și jumătate de vită, mușchi de vită. Și ultima sărmăluță. Nu le-am numărat. Obișnuiți să le numărați? Nu. Aroma specială a sărmăluțelor nanei este dată de ce se găsește pe fundul oalei. Și anume? Busuioc. Busuioc uscat de anul trecut. Că anul ăsta nu, încă nu-i mare. De anul ăsta punem, am curățat tarhon? Tarhonul, da. Și crenguțele le-am uscat spre uscare, îi punem pe fund. Așa. Punem, nu se ard? Nu se ard, pentru că asta e rolul, să nu se ardă sarmalele. Uh-huh. Și punem, și dă și aromă, dar și, și protejează sarmala să... mărar proaspăt. Să nu se rumenească. Iarna, da, da, iarna se pune mărar uscat. Cimbru. Cimbru. Așa, și după ce terminăm astea de pus, punem un strat de frunze, ca să putem așeza sarmalele pe el. Și stratul ăsta, uitați, punem frunze așa mari. Da, asta știu. Asta punem aici și punem așez în sarmalele. Acolo unde se îngeamănă munte cu munte, brad cu brad, unde pârâul taie în stâncă drum în cascade peste trepte de gresie, acolo unde cerul se zărește ca o panglică și a cărui culoare și lumină se răsfrânge în bulboanele în care se joacă păstrăvit arcăului, am văzut pentru prima oară lumina zilei. Ne povestește Iulia Hălăucescu, valoros artist vizual, ale cărei creații le găsim în colecții și muzee mari din România, dar și aici, la Târcău, unde, într-un corp al școlii care îi poartă numele, a fost înființat în 2003 un muzeu. Un muzeu de artă contemporană într-un sat de munte din România. Absolut neașteptat. Nu ajunge multă lume aici. Câțiva colecționari de artă, artiști, copiii de la școlile din zonă. Dar colecția este foarte valoroasă. Peste 100 de lucrări, majoritatea în acuarelă. Tehnica preferată a Iuliei Hălăucescu. Această mare artistă, supra-numită Doamna Acuarelei Românești, se trage din părinți tărcăuan Jet Beget, tatăl său, preotul Gheorghe Verșescu, fiind și autorul primei monografii a Comunei Târcău. Iulia Hălăucescu a fost tot timpul legată umbilical de Târcău. De Târcău o leagă mai mult ceea ce este mai frumos și ceea ce o să regăsim mai frumos în muzeul Iulia Hălăucescu. Acuarela. Peisajele fantastice, flori, copaci, imagini aproape de vis,
transpuse prin imaginația artistului în niște opere care pur și simplu te lasă fără respirație în momentul în care le privești. Sarmalele forfotesc în cuptor, adică fierb domol, iar noi ne-am întors la timp pentru a învăța o altă rețetă de-a locului. Deresala, de fapt. Deresala este o ciorbă care se consumă la noi în zonă de foarte mult timp. Fiind zonă de munte, aici era ocupația principală creșterea animalelor și a oilor, că avem munți care pășune pentru oi. Creștea toată casa, avea oi. Și s-a inventat probabil că ciorba asta, de, noi zicem ciorbă, care folosește în primul rând lapte, zier de vacă sau, și cel mai des foloseau jântuitul, care era un produs urmat la fabricarea urdei, la stână. Are foarte multe variante, numai din zarzavat. Primăvara o face cu lobodă roșie proaspătă, numai din cuburuieni proaspete. Altul fac cu cartof, altul fac cu fasole, altul fac îmbinat, cu dovlegei, cu tot ce vrei. Eu mai rar să fac la noi, nu știu, eu nu țin minte, mama o știu că o făcea și toată lumea se miră și acum, că nu prea au practicat-o, cu galuștele de brânză de vaci. Galuștele sau perișoare, cum sunt perișoarele de carne când faci ciorba de perișoare, noi le facem din brânză de vaci. Recunosc că nici eu n-am mai auzit până acum, da. De ciorbă cu brânză, e o combinație neașteptată. E plăcută, de așa am dat la multă lume rețeta. Și acum le-a dat și nouă. Da. Vă ajut. Da, deci pune zarzavat de toate felurile. Îl tăiem și verde și rădăcinoase, ceapă, ardei. Ceapa trebuie să fie clocotită când punem zarzavatul. Brânză de vaci proaspătă, dar e din aia scursă bine, nu jumate zăr, jumate brânză. Da. Dacă mă uit acolo, îmi dau seama care sunt ale mele. Sunt mai colțuroase. Ale dumneavoastră sunt perfect rotunde. Acum am învățat, sunteți la practică. Lapte dulce. Da, acum punem jântuitul, care e acru. Laptele celălalt a fost dulce. Și asta punem să năcrească jântuitul. Punem perișoarele în
în ciorba preparată până la punctul acesta, punem răsfirate ca să nu se lipească una de alta și dăm foc tare și la un moment dat ele se vor ridica deasupra când sunt gata, când sunt fierte. Și atunci trebuie să luăm ciorba deoparte, că dacă o lăsăm prea mult, ele se desfac, se topesc. Deci asta e un mare secret, că trebuie, în momentul când ele se vor ridica, trebuie să o dăm deoparte. Vedeți, uitați cum se ridică. Aerul tare și curat de munte îți face o foame de lup. Unde mai pui că bucatele gătite cu grijă și cu iscusință de Nana sunt delicioase? Știu pentru că înainte de a se șeza masa am furat puțin din oală. O nouă călătorie gurmandă a ajuns la final. Vă așteptăm în Moldova să mâncați și să vă bucurați. Și gata, putem să mâncăm.